Hunedoara și implicit întreaga țară reciclează în proporție extrem de scăzută față de ceea ce și-a propus inițial. Din păcate, există lacune în ceea ce privește sistemul, dar și dezinteres din partea unor cetățeni care depozitează deșeurile la un loc și nu pe fracții. În urmă cu aproximativ 5 ani, în unele zone rurale din județ au fost repartizate și pubele pentru biodegradabile, din care rezultă compost, care ar putea fi utilizat ca îngrășământ pentru terenurile agricole. Chiar directorul ADI Deșeuri Hunedoara, Dan Stoian, spune că acestea nu și-au atins scopul. Însă de la 1 ianuarie 2024 trebuie să fie introdusă colectarea deșeurilor biodegradabile. În mediul rural au fost împărțite compostoare încă de acum 5 ani de zile, dar compostoarele nu și-au atins scopul, pentru că compostoarele erau niște suporți de plastic unde lumea ar fi trebuit să-i pună în fundul curții, undeva lângă gard, și acolo să tot arunci ca să creeze un compost pe care să-l folosești după aia tot pe terenul tău. Ca să fim corect și cinstiți, nu și-a atins scopul. În schimb, după noile reglementări și normative, trebuie ca de la 1 ianuarie să introducem colectarea biodegradabilului. Biodegradabilul se colectează, bineînțeles, din deșeu menajer. Deci, deșeul care mergea în pubela neagră va trebui să meargă acum în pubela neagră și pubela maro, destinată special biodegradabilului. Vă dați seama că, de fapt, va fi o splitare a menajerului, menajer uscat și biodegradabil. Sistemul ar putea funcționa perfect, însă România este deficitară în prezent la capitolul depozitare și colectare selectivă. Fapt confirmat și de către directorul ADI Deșeu Hunedoara, care nu dă prea mari șanse acestui sistem de colectare și procesare a biodegradabilelor. Suntem sceptici că vom putea porni cumva cu dreptul în această acțiune, plus că introducerea acestui sistem înseamnă achiziția de pubele maro, înseamnă tarif separat, înseamnă creșterea tarifului și nu știu care sunt rezultatele, pentru că rezultatul corect al acestui deșeu biodegradabil ar fi în momentul în care tu ai și instalația de tratare a acestui biodegradabil. Noi, județul Hunedoara, prin Consiliul Județean, care este proprietarul sistemului, și există un program, acum că nu știu, pe PNRR, pe PD, pe ce Dumnezeu mai fi, nu mai contează, în care trebuie să atragem câteva zeci bune de milioane de euro ca să facem această instalație de biodigestie. Această instalație va fi amplasată la deponeul ecologic de la Bârcea Mică, urmând a se regăsi aici compost, dar se va produce și valorifica și biogaz. Investiția, potrivit lui Dan Stoian, se va întinde pe cel puțin 2-3 ani, fiind vorba de finanțări de 10 de milioane de euro.